Delegația Republicii Moldova semnalează continuarea abuzurilor în zona de securitate, lucrările neautorizate desfășurate de către reprezentanții Tiraspolului. În adiacentul drumului ce leagă localitățile Varnița și Bender au fost în centrul atenției la ședința Comisiei Unificate de Control, deși exponenții Tiraspolului declarau anterior că vor fi prevăzute treceri prin pretinsul parapet metalic de siguranță. Aceste treceri așa și nu au fost făcute. Totodată, nu au fost eliminate nici blocurile de beton instalate în 2020, sub pretextul combaterii pandemiei. Conducerea Inspectoratului de Poliție Bender a anunțat creșterea numărului de plângeri ce vizează restricționarea liberei circulații în raionul cu regim sporit de securitate.